Bună ziua, dragi elevi! Lecția de astăzi se numește Dispozitive de stocare a datelor. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit în continuare să urmăriți această prezentare. În decursul istoriei, informațiile au fost salvate, mai întâi ca reprezentări picturale pe care astăzi le putem vedea în peșteri, pe papirus și manuscrise pe care le găsim în muzee, apoi în cărți, până când s-a ajuns la era informațională denumită și era digitală. Odată cu prima apariție a calculatoarelor, stocarea datelor a fost realizată pe cartele perforate, bandă perforată, bandă magnetică și casetă magnetică. În anul 1967, Alan Shugart a inventat discheta. În decursul următorilor ani au apărut și alte dispozitive externe de stocare a datelor, pe care le considerăm memorii externe, ce permit stocarea unor cantități mari de informație pe termen lung. CD, un alt exemplu DVD, stick de memorie, card de memorie și hard disk. Cele mai importante caracteristici ale dispozitivelor de stocare sunt timpul de acces, care reprezintă timpul ce trece de la cererea de citire sau de scriere a datelor până când acest lucru chiar se produce, rata de transfer, care reprezintă cantitatea de informație care se poate transfera într-o secundă și capacitatea de stocare. Unitatea de referință pentru măsurarea capacității de stocare a datelor este bitul. Acesta poate avea numai două valori, 0 sau 1, pentru că aceste cifre se numesc cifre binare, iar în engleză denumirea lor este binary digit, s-a ajuns la denumirea de bit. 8 biți formează un byte, adică un octet, pe care îl vom nota în continuare cu litera B mare. Multiplii byte-ului sunt cei din tabelul afișat. Veți învăța la matematică că cifra 8 este o putere a cifrei 2, pentru că 8 poate fi scris ca o înmulțire repetată de 3 ori a cifrei 2. Asta înseamnă că cifra 8 poate fi scrisă ca 2 la puterea a 3-a. În același mod, numărul 1024 poate fi scris ca o înmulțire repetată de 10 ori a cifrei 2, deci va fi scris ca 2 la puterea a 10. În continuare vom discuta despre trei tipuri de dispozitive de stocare a datelor. Dispozitive magnetice, memorii flash și dispozitive optice. Stocarea magnetică se referă la stocarea datelor pe un mediu magnetizat. Toate dispozitivele de stocare magnetică citesc și scriu datele folosind electromagnetismul. Informațiile sunt accesate folosind unul sau mai multe capete de citire sau de scriere. Discheta, în engleză denumirea ei este floppy disk, este un dispozitiv magnetic de stocare de date ușor flexibil și rotitor, care poate fi utilizat pe calculatoarele care dispun de o unitate de dischetă. Capacitatea de stocare este în jur de 2,88 MB. Hard disk-ul este un dispozitiv de stocare a datelor pe termen lung. Poate fi intern, instalat în unitatea centrală, sau extern, adică portabil. Capacitatea de stocare este de ordinul gigabyte sau terabyte. Memoria flash este o memorie electronică cu acces aleator, utilizată în sistemele de calcul, în care datele persistă și fără alimentare cu energie electrică, deci este nevolatilă și care la nevoie poate fi ștearsă și reîncărcată cu date. Cardurile de memorie sunt utilizate pe dispozitive electronice portabile, telefon sau aparat foto. Capacitatea lor de stocare a datelor variază, ajungând azi la aproximativ 128 de GB. Stick-ul este un dispozitiv de stocare a datelor cu o capacitate cuprinsă între megabyte și terabyte. Putem copia sau șterge date foarte ușor de pe aceste dispozitive. Discul compact s-a dovedit a fi cel mai mare succes al electronicii de larg consum, impunând prelucrarea digitală a semnalului.
Capacitatea de memorare și mecanismele complexe de tratare a erorilor au permis discului compact să fie utilizat și în domeniul tehnicii de calcul, în special în aplicații multimedia. CD-ul poate memora mai mult de 540 de MB, dar are un timp mare de acces la date și nu poate fi rescris. Este un mediu de memorare optic, iar datele sunt fizic întipărite pe disc. Aceasta înseamnă că datele nu sunt volatile și din cauza că nu există un contact fizic între cap și disc, gradul de uzură este redus. Este foarte durabil, iar dimensiunile mici fac mânuirea lui foarte comodă. Spre deosebire de discurile magnetice, în cazul celor optice, toată informația de pe disc se găsește pe o singură pistă, putând fi citită cu ușurință, ceea ce prezintă un avantaj, în special în cazul datelor de tip audio și video. Putem salva pe el date de tip text, poze, schițe, hărți, informații audio și video. Un disc DVD arată la fel ca un CD normal, dar are o capacitate mai mare de stocare a informațiilor, ce poate fi cuprinsă între 4 GB și 17 GB. Discurile goale sunt disponibile în două variante, cele două pe care vi le-am prezentat până acum și cele care pot fi rescrise, CD Writer și DVD Writer. Acestea permit formatarea discului și ștergerea datelor copiate. Discul Blu-ray a fost proiectat să înlocuiască formatul DVD. Acesta este capabil să stocheze câteva ore de video în videoclipuri de înaltă definiție. Capacitatea lui poate ajunge și la 50 de GB. Piramida alăturată trebuie completată de la bază spre vârf, în ordine crescătoare cu multipli byte-ului, pe care îi veți alege din lista de mai jos. Atenție! Această listă nu este ordonată. Succes! La final, vă propun să răspundeți la următoarele întrebări. Care este dispozitivul de stocare a datelor pe care l-ați utilizat până acum? Și care este primul dispozitiv de stocare a datelor inventat?